Atmosfera este încinsă. Grătarul e încins. Emoțiile sunt mari. Porțile sunt mari. Încep întreba? Tu primul. Asta, te văd cum bei acum. Așa intens. Salut, dragilor, și bine ați venit la un nou episod din Like în Bucătărie. Astăzi îl avem invitat pe Horia Tecău. Salut, și Horia, prietenii lui Tenis Man. Salut, mâna, salut. Andrei, mâna. Andrei. Așa, ia, mâna. Te pricep mai bine la filetare decât mine. Să vă explic regulile jocului. Intrați, salut. Luați un salut. Loc, faceți-vă comozi. Așadar, Horia și Florin vor găti o rețetă pe care o va alternativ alege. Câte 5 minute, schimbăm terenul odată la 5. Așa, șef Florin Dumitrescu o va alege, iar la final voi veți da între 1 și 10 like-uri lui Horia în funcție de prestația pe care a dobândit-o aici în bucătărie. Ești pregătit? Sunt gata. Ești gata, Florin? Da. Mai filetezi mult la ăla? E filetat. Hai. Ok. Hai bucătărie. Dăm voie să îți spun această, știi cum, voi vă îmbrăcați în alb, la noi e cu șorț. Sigur. Da, stă bine. Așadar, Florin Dumitrescu. Da. Pentru prima și ultima dată. Nu ultima dată. Nu, ce gătim? De aici începe. Să gătim ceva așa mai pentru sportivi. Ceva la tigaie, că e tenismen omul. Ceva la tigaie. Sportivii au nevoie de proteine. Carne, de la tigaie, carne la grătar. Da. O carne la grătar cu vitamine, legume, legume verzi. Perfect, legume verzi. Broccoli, mazăre la grătar. Așa. Și vrăbioară. Avem vrăbioară bună. Cam asta ar fi masa după un meci mai solicitant de tenis, da, ca să pui înapoi proteina pe care ai consumat-o. Foarte tare. N-am știut. Da. Deci la fix. Ia uite. Și avem vrăbioară. Asta neapărat trebuie ștearsă. Ștearsă, da. Ștearsă. Și după aia ulei, sare, piper. Ștearsă. Uh-huh. Cum se șterge? Cu hârtie sau cu un prosop. Da? Așa, mazărea să nu o dezghețați, pentru că e bună, apa din mazăre este bună în momentul în care o tragem la tigaie pe grătar. Bine. Știi că pachetul ăsta de mazăre înghețat e bun pentru accidentări. Am un pachet așa în congelator și îl pun la un cot, la un număr. Bune. Dar nu gătești. Adică e foarte interesant să pot să o și folosesc în altă... Să desfaci punga. Cum ar fi gătit. E prima oară, nu? Când desfaci punga, da. Practic. E exact verde, cum e în poza, așa, da. Tot verde e și în mazărea. Da. Broccoli, buchețele mai lungi, așa frumos, roșii cuburi și usturoiul curățat. Conform formatului emisiunii, unul stă și unul pleacă. Tu pleci pentru că el este invitatul și el trebuie să înceapă distracția. Okay. Te descurci? Carnea șteasă, legumele, buchețele. La revedere, ești domnule. Dacă e o mare să descurcă, roșii, teate, cuburi, uite cam atâta. Du-te, domnule, și vezi de treabă. Cum e între, știi, rosturile de la rachetă, știi? Da, acum, gata, mersi. Fă focul. Ce faci? Deci fiecare cu terenul lui acum. Ok. Zice că trebuie să o ștergem, nu? Da. Păi da, o să lipească hârtia de carne. Stai, am o propunere. Nu. Punem așa, ca să nu se lipească, știi, okay. Șervețelul. Da. De... Poți să iau așa cu mâna? Și pune... Da. Și pune carne aici. Nu. Pune carne aici. Pe racordaj. Pe racordaj. Ai spălat racordajul? Da. Bine. Trebuie să-i dai cu roveșio. Asta e rover? Dai cu roveșio. Grande roveșio. Ăla e mai mult de ping-pong, așa. Grande roveșio? Așa? Grande roveșio del sinistro. Așa? Da. Ce va aduce? Pe racordaj. Și acum mai pune un șervețel deasupra. Vezi? Am crezut că racheta poate folosită la așa ceva în viața mea. Uite, și acum, pac! Ia, încearcă tu, că tu ai mai mult talent la... Vezi? Are sens? Nu, da. Are. De, uite-te cum nu se mai lipește hârtia și cum carnea înăuntru se usucă. Mai dă și stânga și cu reverul ca să se uși pe partea altă. Ia, dacă o scot de aici asta, ia. Adică, pe bune, gândește-te. S-a uscat? Adică dacă... Da. Ia, dă să văd dacă mă stropește. Nu, okay. S-a uscat. Perfect. Perfect. Facem vole-vole. Vole-vole? Da. Așa, încet. Mai încet. Când ai o lovitură norocoasă, care a fost cea mai norocoasă lovitură pe care ai dat-o sau pe care ai scos-o? Cum e? Când lovitura, când e, o dai, e norocoasă? Sau când, de exemplu, scoți aia printr-un noroc? Când se folosește termenul noroc în tenis? Noroc? Când, de multe ori, când lovești...
fileul și cade, și imediat, cade imediat în terenul adversarului și nu mai are nicio șansă. Ai, da, și el e acolo, știi, cu racheta, pregătit să o dea și vine și cade exact în față și nu poate să facă nimic. Ăla e noroc. Și tu spui așa, scuză-mă, da, de fapt... Scuză, iartă-mă, sunt norocos, dar de fapt te zici... bucur puțin. Aha, ok, ia. Nu așa, în sus. Păi nu, că în sus se duce sus, ai zis. Ok, dacă okay, dă așa. Unde se duce? În jos, corect, nedreptat. O să tai roșiile cu bulețe. Cu bulețe. Da. Asta e o piramidă. Poate să fie cubulețe perfecte. E o piramidă dreptunghiulară. Ca să le tai cubulețe, cred că ar trebui mai degrabă să le tai așa și după aia cubulețe așa. O să încerc și okay, așa. Mă gândesc dacă vrei da, cubuleț, cuvântul cubuleț da, din start. Da, dar nu se referă la un cubuleț perfect. Nu? Cu laturile perfect egale. Nu știu, e Dumitrescu, e destul de pretențios. Da. Vezi? Are sens ce zic? Încă nu. Știu, știu, dar în general. M-am timp? Nu? Eu, teoretic s-a terminat. Dacă da, vrei să muncești peste program, să știi că aici nu e ca la profesioniști. Bine. Aici chiar e ok să muncești fix 5 minute și atât. Zis? Da, doamne, iartă-mă. Mai mult chiar, făceam o discuție, e un grătar. Florin Dumitrescu! Da! Treci la muncă! Mă joc! Uite, vezi? Pac, pac, și e mai aproape de... E un paralelepiped ăsta, da? E mai aproape de conceptul de cubulez decât... Am există... șters carnea? Am șters carnea și am tăiat o roșie. Perfect. Zi-mi un lucru. Da. Roșiile, dacă sunt mai piramiduțe și nu sunt cubulețe, e grav? Mă, trebuie să treacă prin guta de la rachetă. Ți-aduc o rachetă? Vrei să încerci? Păi, încercați. Da. Nu, încearcă tu, că tu ai pretențiile astea exagerate. Hai să mergem afară, să lăsăm pe Dumitrescu, să vedem ce mai are de făcut. Deci ce ați făcut? Asta e. Am făcut bine, am făcut bine. Roșiile doar. Da. E aproape gata. E aproape okay, gata. Aproape tot am făcut. Ce greu a fost. Am un test, am un test. Da. Ce înseamnă asta? A, unde servește? Oradici! Da! Ce ai făcut aici? A, să fim siguri, mai bine facem alta. Și pe Andrei, am zis că îl iau cu mine în turnee. Vin în turnee? Să-i distrug pe adversari? Da. Să le cărnizezi la cap? Să le distragi atenția. Deci tăiem roșiile, după care tăiem brocoli. Și mergem la gătit. Andrei! Da! Mai ai 3 minute! Am terminat! 3 minute pentru ce? Păi da, trebuie să prăjim astea la grătar. Nu, ce treabă mai am pe aici? Păi și omul ăsta ce mai gătește? Păi avem grătarul. De pus astea toate la grătar, de gătit afară. Că afară gătim. Gata, Horia? Gata. Ești bine? Ești pregătit? Gata, hai să încep. Perfect! Deci... aici să facem mazărea, aici prăjim carnea, carnea da, e gata de pus pe grătar. Și brocoliul tot pe și brocoliul tot pe grătar. Încearcă să nu pui nimic, dar încearcă să-ți acoperi prima oară zona asta ca să nu te arzi la mâini, știi? Da. Și să folosești formatul cu... continuă, ceea ce înseamnă că dumneata trebuie să stai de cealaltă parte a fileului, okay, iar după cum ai așa, acum este rândul da, în Horia. Ești gata? Da. Ești pregătit? Da, 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 cred că da. Hai să, hai să vedem. Vedem. Ok. Ok. La final. În acest timp, voi trebuie să fiți foarte atenți la Horia, chiar și voi, fetelor, în timp ce serviți acolo, nu e bine. Pentru că asta, de fapt, veți juriza. Da. Chiar asta veți juriza. Prestația lui Horia. Ia să vedem. Începem cu untul. Așa, pui untul la topit. Lasă-l un pic, lasă-l un pic. Să comentăm întâi ce face. Perfect. Cât grație. Da. Așa, poți să pui și carnea deja. Asta a fost partea grea. Și tigaie, da, ulei de măsline. Știe, știe, știe. Usturoiul okay, și după aia mazăre. Pac. Uite cum ia carnea. Cu câtă grație. Și o pune pe rever. O pune pe... O pune pe ce, mă? Iau cu altceva. O pune cu altceva. A schimbat racheta. Povestitorule. Simți cum sfârie. Mama, dar ce frumos a aranjat-o. Poți să tai niște cimbru, folosim să-l folosești cimbru ca perfect, pe open suit. Ok. Cred că-s comestibile astea. Și usturoiul. Perfect. N-ar fi trebuit ucis usturoiul? Nu, nu, e bine așa. Okay. Folosim tot grătarul. Nu vrei o crepă? De sub! Nu, gata. Să te protejezi. Gata, mersi. Așa. Punem mazărea. Okay. Eficientă. Zici? Da. Uite, am nevoie ca la tenis, știi, dacă să-ți cer, să-ți fac semn să-mi dai prosopul. Da, prosopul. Da, da. Okay. Da, gata, gata. Prosop, prosop. Roșiile. Roșiile aici. Voi acum o pregătiți pe asta împreună?
Nu, dragul meu, pregătim plating-ul. Uite, scoatem și... carnea, o lăsăm să odihnească. În cazul ăsta, ei îți vor da like-urile ție sau lui Horia? Nu, lui Horia. Păi Horia a făcut tot. Păi ce-am făcut eu până acum? Prin urmare, Horia... dacă da. Iese prost, e vina lui și dacă e bine, e da. Meritul tău? Da, îmi asum asta. Da. Va trebui acum să votați, să mâncați, să gustați și să votați prestația pe care Horia Tecău, acolo, deocamdată la tigaie și nu la rachetă, a avut-o. Și după aceea veți primi niște device-uri pe care o să puteți da de la 1 la 10 like-uri. Hai, Andrei, că frige. Doamnelor frige, și domnilor, frige. Și să-ți servește masa. Andrei, mulțumesc, ești un drăguț. Să-mi spuneți cum a ieșit. Poftă bună! Nu uitați de vot. Poftă bună! Poftă bună! Nu trebuie să fii de față la chestia asta, vino, vino, că uneori e dureros. Ce viteză ai prins! Ai emoții! Da, un pic de emoții, dar măcar plec de aici cu o rețetă învățată. Corect. Doamnelor și domnilor, Horia Tecău, cu o spectaculoasă rețetă de grătar și mazăre la grătar, a acumulat, dintr-un maximum de 50 de puncte, 48 de puncte! Felicitări! Felicitările masa și dansul urmează. Asta a fost emisiunea noastră. Dacă vreți să vedeți detalii despre rețetă, intrați pe surprize.lidl.ro. Dacă vreți de asemenea să câștigați și premii. Selfie, să strigăm ceva. Selfie. Spor la gătit! Smash!